Hunedorenii pasionați de istorie, politică și diplomație au fost prezenți la evenimentul organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, în parteneriat cu Fundația Europeană Titulescu, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în care personalitatea ilustrului diplomat român Nicolae Titulescu a fost reliefată de președintele fundației care poartă numele, binecunoscutul om politic, profesor universitar dr. Adrian Năstase. Evenimentul a avut loc la Galeria Națională de Artă Forma din Deva, iar în fața unei săli pline, președintele Consiliului Județean Hunedoara și-a amintit de vremea în care Adrian Năstase a fost prim-ministrul României și de sprijinul pe care acesta l-a oferit județului. Îmi place să spun, domnule prim-ministru Adrian Năstase, e că ne cunoaște din acea perioadă foarte, foarte bine, din acea perioadă în care județul Hunedoara, când era premier Adrian Năstase și cu cel mai bun guvern pe care l-a avut România de după 1989, județul Hunedoara a fost beneficiarul multor, multor lucrări excepționale și am dezvoltat județul Hunedoara. Și v-aș da un exemplu, numai că pot să vă dau zeci de exemple, dar unul pe să nu plictisim mult. În momentul 2002, când Adrian Năstase era premierul României și am mers la dumnealui să modernizăm pe Muncetarea Lumpia, am reușit să cumpărăm atunci, cu sprijinul premierului de atunci, Adrian Năstase, două furnituri pentru modernizarea pe Muncetarea Lumpia. Astăzi, alți premieri, alți miniștri au reușit să distrugă pe Muncetarea Lumpia și să o vândă pe o sumă pe care n-am rost să mai comentăm. Deci iată cum putem face două comparații extraordinar de mult. Reprezentanții Bibliotecii Județene au fost onorați să fie gazdele acestui eveniment. Este un privilegiu deosebit să-l avem oaspete pe domnul profesor Adrian Năstase, care încă din tinerețe a fost unul din cei mai avizați cunoscători ai marelui om politic, jurist și diplomat român Nicolae Titulescu, personalitate de mare anvergură din perioada interbelică, strălucită prezență la Societatea Națiunilor. Fundația Europeană Titulescu, pe care domnul profesor a creat-o, este dovada concretă a eforturilor domnului profesor de a păstra și de a face cunoscută uriașa moștenire spirituală pe care ne-a lăsat-o Nicolae Titulescu, acest ministru al unei țări mici, care face politică în stil mare, așa cum spunea un mare om politic francez, este vorba despre Édouard Herriot, prim-ministru al Franței din perioada interbelică. Îi mulțumesc domnului Adrian Năstase pentru că a acceptat invitația de a susține în județul Hunedoara două conferințe la Deva și Petroșani. De ce a ales fostul premier să-și canalizeze atenția spre Nicolae Titulescu și ce crede că ar face acesta dacă ar trăi în zilele noastre? Veche pasiune. În vremea când eram student, în vremea când eram ministru de externe și mi s-a părut că este important să-l redescoperim și să îi utilizăm unele dintre formulele de înțelepciune și unele dintre acțiuni în ceea ce înseamnă politica externă actuală. Eu cred că ar încerca să se uite mai atent la relațiile cu vecinii. Chestiunea alianțelor e oarecum rezolvată, dar relațiile cu vecinii sunt extrem de importante și cred că s-ar uita și la unele spații adiacente complementare care într-un fel sunt sau pot fi importante, mai ales în situații de conflict. Cu ce l-a marcat Titulescu pe omul politic Adrian Năstase? Combinația dintre omul de acțiune, diplomatul, și omul de carte. Eu cred că fără această îmbinare, fără această încercare de a construi concepte, de a construi doctrine pe care după aceea să le pui în practică, reușind să influențezi până la urmă pe cei din jurul tău și eventual să-i convingi, e foarte greu să ai o anumită atitudine de curaj, o anumită atitudine convingătoare în relațiile cu ceilalți. La finalul evenimentului, fostul premier al României a semnat fiecare carte pe care hunedorenii prezenți au achiziționat-o.